ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și noi tău. Sfânta Evanghelie de la Luca, citire. Mărie ție, Doamne, mărie ție. Să luăm aminte. În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a dat Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde, cine este aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele. A sălătat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi minte tocmai cele spuse de la Domnul. Atunci a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie Mărie cel puternic și Sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a întors la casa sa. Iată, vine prin cruce bucurie la toată lumea, totdeauna binecuvântând pe Domnul de învierea Lui, cărăștinile rășând pentru noi cu moartea pe moarte la Asica. Binește Dumnezeu de spămanirea ta și după mulțimea durerilor tale, pentru prevelegea mea, mai cum poți să spală de prevelegea mea, am greșit și rău înaintea ta, am făcut, așa încât trebuie să
așa te m-a răsut Maica mea, că iată adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale, i-ai arătat mie. Rogmi-mă pe lui Isop și mă voi curăți, fărlamă-te și mai plătut decât să facă mă voi alții. Auzul meu din dat curie și veselie, bucurați-vă voroasele cele merite. Întoarce fața ta de câte păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-un mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăbuturale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu luate la mine, că mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei de credincioși la mine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voie și iertățea și da. Arde, Dumnezeu, Domnule, vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima plântă și merită, Dumnezeu o va rugisi. Părbine, Doamne, într-o bună voia ta, Sionului, și să se vindească Fiului Ierusalimului. Acum vei binevoi jertfa dreptății, prin nostru și averile de tot. Acum vor pune pe altarul tău, Maria.
din Fecioară Hristoase, lumina strălucirii tale într-o lumina neamurilor va ieși și va striga ținea câmpul cu veselie la puterii tale. Ceea ce după naștere, pe soare și după moarte, vii.
Amen.
bucurește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Că a fost spre smerenia robii sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Înțelepciune! Fie epistola către Filipeni, a Sfântului Apostol Pavel și Dumnezeu. Să luăm aminte! Fraților, gândul acesta să fie în voi, care ea și în Hristos Iisus, care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit-o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine chip de oblund, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru aceea și Dumnezeu va prea înălța și a dărui lui nume, care este mai presus de orice nume. Tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești și al celor de desubt și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos. Pentru slava lui Dumnezeu, Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Te Doamne! Din Sfânta Evanghelie, cea de Luca, citire. Iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spălmare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunse, i-a zis, Marta, Marta, te silești și de multe te îngrijești, dar un singur lucru trebuiește. Maria însuși a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor,
ridicându-și glasul, a zis către dânsul: fericit este cântecele care te-a purtat și sânii la care ai sut. Dar Iisus a răspuns: așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Sufletul și din locul nostru să zicem: Doamne,
casa spre Pința, fie căruia. Stăpâne, Doamne, dăruiește-lor sănătate, ștărie-ți-vă, pentru ca să rășească plântă, porunca ta cea sfântă, să primească cu toate, rostul să-i dat lor în această viață trecătoare. Tărește-a puternice de toată primejdia, de toată rânducirea, de ispitele diavolului, de cursele nașilor, văzut și nevăzut. Ajută-i, Doamne, să rupem poruncile tale, să-și împlinească cu toate datoriile către familie lor, biserica ta, către aproapele, cele în lipsă și nevoi. Dăruiește-ne milostive în toată vremea, pace în casele lor, rai cuvântat, ferire foarte de păcate și de orice deșertăciune, pentru ca în plină și plință, de fiind pe acest pământ, să te cunoască pe tine și voile tale, să vrăcească asta și mătăților cerești și veșnice, pe care ai pregătit celor aleși și celor drepți ai tăi. Rugăm-ne-ți-e, auzi-ne și de grabă, miluiește-ne. Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne. Doamne, jertfă, slujbă, rugăciune de mulțumire, rugăciune care pasă pe călătoria de nașă, rugăciune și așteptă pe oamenii lor. Rugăciune, Doamne, Doamne, miluiește, Doamne,
Și în veci și în veci, Lord. Amin.
Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la Totțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut de an nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele de Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, care din Tatăl cu cele, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botesc reiertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm frică, să luăm aminte, Sfânta Șerfă, în pace, a o aduce. Să fie cu voi, cu toți.
Amen.
Care
Tatăl veșnică și sunt sfintele Dânsele care a Tatălor, să fie mie această binecăciună, trebuie să ne face în veșnărie, bucurie și la a doua și întricoșătoare venirea ta, mă împredincește pe mine păcătosul să stau, de-a dreapta slavei tale, pentru rugăciunile prea curate, Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Tatălui și Fiului și Sfântului.
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dar când l-a văzut, oare ce a cerut acest om credincios, dreptul Simeon? A zis, acum slobod de vreo două stăpâne, adică acum mă lasă să mă mut dincolo, căci au văzut în mine mântuirea ta, am văzut-o. Nu i-a fost frică să se mute, că știa la cine merge și ce plată ia el dincolo și unde este pus. Dar un rege s-a spământat când a auzit de moarte și a cerut să îi se mai lungească zilele, s-a rugat, zilele mai lungi,
dar a avut frică și teamă. Dacă privim la Maria, n-a avut teamă, căci îl avea pe Fiul ei în inimă și o aștepta și dincolo. Dar noi creștini, de ce totuși îi zicem noi Sfântă? De ce oare? Ca să știm că mulți nu o cinstesc, dar treaba lor. Dar de ce trebuie cinstită? După Sfânta Scriptură, nu după noi. Ați auzit vorbindu-se despre Moise? Când Moise pășea oile, iată, vede un rug de îndepărtare arzând. Ardea și nu se mistuia. S-a dus să vadă ce e acolo. Când se apropie din rug, îi vorbește Dumnezeu și îi spune: Moise, descalță-te, că locul pe care calci este loc sfânt. Că Dumnezeu s-a coborât acolo. E loc sfânt, descalță-te. Când Dumnezeu coboară, iată locul e sfânt. În Fecioara Maria a coborât Dumnezeu. Iată, putea Tatăl i-a umbrit-o, Duhul Sfânt vine și Fiul să întrupează în ea. Dumnezeu era acolo, treimii a coborât peste ea. Cum să nu fie loc sfânt? Când despre pământ a zis că-i sfânt, cum să nu fie ea? Era treimii întreagă, prezentă acolo. De aceea îi zice Sfântă. Nu pentru că noi inventăm sau noi zicem. Zicem așa că Dumnezeu a simțit-o prin lucrarea sa. Așa se întâmplă totdeauna. Și de aceea îi zicem că l-a purtat pe Dumnezeu și în Dumnezeu locul devine sfânt. Dar ea oare prin ce este mare să știm și noi? Un exemplu. Nu două sau trei. Că dacă auzim unul, poate zicem, da, ne credințăm și știm că e așa. Am auzit în legea veche de acel chivot al legii sau scriu al legii în care erau tabele legii. Era un toiac sau era un ceamplorit și un vas cu mană. Acela era în centrul comunității evreiești. Când mergeau la război, mergeau cu el. Îl purtau doar preoții. Se îngrijeau de el, de cei în jurul lui leviții. Dar era numit chivotul legii, chivot sfânt. Era el legea, toierul era rând și vas cu mană din pustie. A fost sfânt. Dar Fecioara Maria purtată în ea, nu tablele legii, ci pe dătătorul legii. N-a purtat doar un vas cu mană, ci pe cel ce dă pâinea vieții. N-a purtat doar un toiac ce înflorește, ci a purtat pe cel ce a făcut lumea întreagă, căci toate prin Iisus s-au făcut. Vedeți de ce o numim Sfântă Fecioară? Vedeți de ce? Nu că am zis noi, o alegem noi. Și nu numai atât. Nu alegem noi. A ales-o chiar Dumnezeu. Și știm ce Dumnezeu prin îngeri transmite, că e binecuvântată între femei. Oare cum s-a mirat Elisabeta când o vede la ea acasă? Pe cine o vede? Zice, Maica Domnului meu. De aceea și noi zicem la Maria, Maica Domnului nostru. Că așa zice Elisabeta, plină de Duhul Sfânt. Noi repetăm cuvinte din Sfânta Scriptură, ca să nu greșim. De aceea îi zice, Maica Domnului. Oare Iisus n-a cinstit-o?
Unii zic că n-a cinstit, o vin cu fel și fel de citat din loc în loc, le pun după cum vor ei la mână sau în față. Fraților, Iisus n-a avut păcate. Nici măcar un. Și a întrebat cândva pe evrei, cine vă poate vădui pe mine de păcat? Cine? Pavel zice, Iisus a fost fără păcat, pentru la fel Iisus a fost fără păcat. Dacă așa se scrie, dacă n-a avut păcat, înseamnă că Iisus n-a călcat porunca cincea de a-ți cinsti părinții. El nu i-a necinstit, dacă o necinstea, călca porunca cincea, era păcătos. Iisus spune, Cartea Sfântă, că Iisus n-a fost păcătos. Și atunci a cinstit-o. Dar unii, nepricepând unele versete din Scriptură, ferătăcesc pe a lor pierzare. Ați văzut aseară că Fecioara Maria lucra mult pentru mulți, dar întâi era smerită, cu credință, nădejde, smerenie și dragoste. E mare lucru să le ai pe acestea și le-au luat. Ar fi bine să le avem și noi. Uneori poate uităm, lăsăm deoparte și zicem, cine suntem noi? Luăm un exemplu. În pustie, cândva era la o mănăstire trăitori mulți, cel mai în vârstă din cei care conducea era un om credincios, cu adevărat, trăitor, care vedea înainte, era văzător. Și a spus la un ucenic, zice, să știi că tu vei trăi mult. Vei trăi. Și acela, încrezător, făcea fapte nebugetate de multe ori, ce îi puneau în pericol viața. Lui s-a rugat în apă. Și rece, și iute, și a scăpat cumva. Iar bătrânul acela l-a certat, de ce ai făcut asta, că puteai să mori? Și el îi spune repede, dar nu mi-ai spus că eu am viață lungă? Cum să mor? Pot să fac orice că nu mor. Și spune însă bătrânul înțeleg, vezi tu, Dumnezeu mi-a arătat că în camera vieții tale ai ani mulți, dar dacă tu, candela, o răstor. Curgea mică acolo. Se duc și nu mai ai. Dacă tu răstori candela sau dusanii, cum se mai trăiești? Și vezi că scrie în Scriptură, zice Mântuitorul, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, că cine ești tu? Uneori poate și noi ca și acela, suntem îngrijitori în noi și ne purtăm cu mândrie, nu cu smerenie. Uităm de smerenie și luăm mândria în față și umblăm cu ea, dar nu-i bine. Dacă ea lucra pentru mulți și s-a punctat aseară acest lucru la slujbă, e bine să avem milostenie și bunătate. Ea a fost blândă și bună. N-a avut răutate. E bine să o avem. Dacă nu avem, pierdem noi. Am văzut un exemplu și anume, era un patriarh în Alexandria, se numea Ioan cel Milostiv, dar știa că are un episcop și lacom și sărcit. Lua, dar nu da. Și îl cheamă într-o zi la el și îl duce la un așezământ de bătrâni. Și oamenii nimănui. Și îl duce acolo. Îi vede pe aceia lipsiți, fără multe lucruri și se pară și el că-i dar, le dă de un ban de aur. Avea de unde, le dă, le dă, le dă. Patriarhul vede că episcopul dă. Dar iată s-a dus acasă și a părut rău, că a dat. Dar așa de rău s-a întristat că s-a îmbolnăvit.
Pe bază cea. Aude patriarhul și merge la el și spune, uite, îți pare rău că ai dat banii aceia, dar sau nu, ce-mi pare rău. Zice, uite, știi ce? Ți-i dau înapoi, dar să știi pe o hârtie că milostenia aceea îi a mea și nu e a ta. Și ce da, fiu, dar dăm banii. I-a pus banii și l-a scris, milostenia este a patriarhului Ioan cel Milostiv. S-a culcat liniștit. Dar iată în somn vede ceva. Vede o casă frumoasă în cer. Era scrisă numele lui pe ea, a episcopului. Și când s-a uitat mai bine, vede că numele lui începeau unii să-l șteargă. Și a întrebat, de ce ștergeți? Păi ce trebuie să schimb numele patriarhului Ioan cel Milostiv? A câștigat-o el. S-a trezit din dezudoare și a zis, de ce oare e așa? N-aș putea să mă schimb? Și a el în sinea lui, așa am destule, că mi-ajung și din trei. Mă voi opri să nu mai adun de la cei ce n-am, de la cei ce nu pot, nu pot. Și din motivă să-i ajut că am cu ce. S-a oprit și a făcut-o ca să îi se păstreze casa în cer. Fecioara Maria știa că merge la casa în cer. Știa și nu era tristă, nici necăjită, că știa la cine se duce. Dacă noi avem credință, știm și noi că mergem la Dumnezeu. Dar să avem și bunătate, să avem și milă, să avem și dragoste. Și atunci când le adunăm pe aceste toate la oaltă, atunci și noi avem ca să începem. Celor ce poartă numele Sfântul Marii, cu toate derivatele, din suflet le spunem să aibă o viață binecuvântată, să aibă zile pline de lumină și de bucurie, să aibă ceasuri fără griji și ani să le fie cu spor și cu dor. Și pentru toți la Dumnezeu să fie binecuvântate. Azi am avut și donații pentru biserică. De ziua numelui, toți cu nume Maria, Aura Maria Marinel, au luat ca dar 100 lei noi pentru biserică. Aurelia și Florin au adus iar 100 de lei noi pentru biserică. Fără nume cineva, 200 de lei noi. Cineva fără nume, 50 lei noi. Cineva fără nume, 100 lei noi. Cineva fără nume, 50 euro. Le mulțumim de ajutor, de dar, de jertfă și de gândul lor cel bun. Și când dai pentru Dumnezeu, îți dai ție. Când îi dăruiești lui de sus, îți pui ție acolo o moară în cer ca să o ai. Dar e ziua de Sfântă Marie. Avem într-o cântare mai lungă, ceva deosebit, dar să cântăm din ea doar trei strofe și apoi plecăm acasă. Trei strofe. Și apoi mergem acasă cu bucurie. Pagina 985, 269. O măicuță sfântă, Oh,
împlinească Sfânta Slujbă și să vă binecuvinteze în vecii vecilor. Amin.